Schimbările legislative apărute în domeniul educației în ultima perioadă au fost dezbătute în cadrul unei ședințe cu directorii unităților de învățământ și inspectorii școlari. Temele principale de discuție au vizat evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Au fost stabilite măsurile care vor fi puse în practică odată cu începerea probelor scrise pentru cele două examene naționale. Avem 18 în campus și dacă o să fie mai mult să facem un gimnaziu încă una? Nu. Nu, deci trebuie să vă descurcați de așa natură încât la dumneavoastră toate sălile să fie într-o singură clădire. La ședința cu directorii unităților de învățământ din Mehedinți, evaluarea națională și examenul de bacalaureat au reprezentat temele principale ale dezbaterilor. Inspectorii școlari au prezentat informațiile necesare ce vizează buna desfășurare a examenelor odată cu noile schimbări provocate de pandemia de coronavirus. Am ținut să avem și o întâlnire cu directorii unităților de învățământ liceal pentru că având în vedere că regulile de distanțare socială, acei 4 metri pătrați pentru fiecare candidat, presupun un efort din partea și Comisiei Județene, dar și din partea unităților de învățământ în constituirea claselor și a oamenilor care să facă parte din comisiile din centre, am ținut să avem această întâlnire, deoarece față de anii anteriori avem nevoie de mulți mai mulți oameni, colegi, cadre didactice care să facă parte în calitate de președinți, vicepreședinți, membri, supraveghetori, da? Deoarece față de anii trecuți avem dublu și un pic numărul de centre și de săli de examen necesare. Au fost stabilite astfel măsurile care vor fi puse în practică imediat ce încep probele scrise pentru cele două examene naționale. Directorii de școli se pregătesc să facă față noii provocări, aceea de a susține examenele cu elevii într-un mod diferit față de anii trecuți. La Colegiul Național Pedagogic Ștefana Dobrejă vor participa în acest an școlan peste 200 de elevi, serie curentă, și estimăm din seriile anterioare aproximativ 30 de elevi, având în vedere înscrierile din anii anteriori. Deci, sigur că ședința de astăzi ne-a fost extrem de utilă, întrucât am stabilit câteva măsuri unitare în conformitate cu legislația care a apărut, numărul de elevi minim și maxim din sala de clasă, astfel încât să respectăm distanțarea socială. Ne-am întâlnit în această ședință împreună cu Comisia Județeană de Bacalaureat pentru a pregăti în cele mai bune condiții desfășurarea examenelor. Având în vedere că fiecare liceu va deveni centru de examen, ne asigurăm că vom avea la dispoziție membrii în comisii, asistență, supraveghere audio-video pentru fiecare sală de examen, pentru că e bine să demitizăm acea idee care a circulat în presă, cum că examenul acesta ar fi altfel. Nu este altfel decât cu aceste situații de măsuri suplimentare privind siguranța elevilor. Schimbările apărute în desfășurarea examenelor au fost puse în atenția tuturor reprezentanților unităților de învățământ pentru ca totul să se desfășoare fără cusur.